Și am zis așa, când m-am dus la adunare, eu m-am rugat cu glas tare. Dumnezeu m-a ascultat și de sus m-a cercetat. Și pe nume m-a chemat, rana El m-a vindecat. Și atunci lumea i-a lăsat și la Iisus m-a predat. În apă m-am botezat ca să scăp de-al meu păcat. De păcatul meu cel greu m-a iertat Iisus al meu. Și a rămas ca să-i slujesc cât pe lume eu trăiesc. Și să vin la rugăciune să-i port al lume. Dumnezeu s-a îndurat, cu Duh Sfânt m-a botezat. Când am ziua cea mai grea, Iisus mă ajută la ea. Când am necazul mai greu, atunci mă ajută Dumnezeu. Pe acest pământ sunt două căi, poți merge pe care vrei. Dacă mergi pe drumul rău, nu întâlnim pe Dumnezeu. Dacă mergi pe calea dreaptă, acolo Iisus ne așteaptă. Anul 2000 s-a scurs și va reveni Iisus. Când trâmbița va suna și pe nume ne-o chema, cum în fața Lui om sta, de timpul de greutate încărcat de grele fapte. Doamne, la Ta venire ne-ai lăsat a Ta iubire. Doamne, la Ta venire ne-ai lăsat a Ta iubire. Domnul va veni pe nor ca mare judecător și vom sta la judecată fiecare după fapte. Dacă avem fapta rea, în canal nu vom intra. Dacă avem fapta bună, Iisus ne va da cunună. Cunună de vestejită de Domnul Iisus promise. Și vom sta în paradis unde-s numai bucurii și bucurii și bucurii. Amin. Aleluia! Această soră este o mărturie că Dumnezeul credincioșilor este un Dumnezeu supranatural și că vindecă și astăzi, a fost vindecată de cancer. Și puteți să spuneți puțin mai mult despre această mărturie, ca frații de pretutindeni să știe, mărturisiți cum Domnul v-a vindecat de cancer. Cum așa m-am vindecat? Că am venit aici, am purtat gâlca aia din 78 până în 89-90 aici. Și când a venit fratele Codrea și m-a chemat, eu am venit la biserică, n-am citit Biblia, nici cum n-am avut, nu m-am mers la ortodox când am fost la satul meu. Și când m-am băgat în biserică și m-am pus pe genunchi, fratele Codrea m-a citit cum ai citit tu astăzi. Matei 11:28, veniți la mine toți cei trudiți și povărați și îmi dau odihnă. Și eu când am auzit cuvântul ăla, cum am fost de bolnavă, am stat pe genunchi și m-am rugat și așa am zis, Doamne, dacă pe toată lumea poți să vindeci, pe mine nu mă poți vindeca. Vindecat și am venit la biserică, 91 am făcut botezul, am primit Duhul Sfânt, Domnul să fie cu mine și să nu mă lase. Amin, aleluia. Amin. Cum vă cheamă sora? Miad Valerica. Ea este o soră scumpă, o iubesc și este o femeie a credinței, a rugăciunii, da, care se roagă pentru mine. Da. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru astfel de femei care stau în spărtură pentru... Da. Să mărturisești acolo când te duci. Aleluia. Amin. De când ai fost mic, ai trecut pângă mie, te-am cunoscut, totdeauna am întrebat pe sora și te-am trimis sănătate și pacea Domnului și Domnul să fie cu noi. Amin. Nu ne lasă. Și de-aia stau mai la urmă că am vrut să mărturisesc. Că știi de ce? Am lucrări pe unde mă duc. Că mă mărturisesc și sunt ca și dreapta, dar Domnul Iisus se bucură. Amin. Da. Vă iubesc cu iubirea lui Iisus. Sunteți prea iubita lui Iisus. Amin. Domnul să ne întărească. Amin. Domnul să fie lăudat și slăvit. Slăvit și înălțat. Să-ți mărturie că eu la ăia care vin aici și predică, la tăți, eu stau la urmă și le mărturisesc. Aleluia. Fratele de Dan, Domnul să ne întărească. Amin, amin. Da. Lăudat să fie Domnul. Da.